Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Descoperire macabră la groapa de gunoi la Chișinău. Între deșeuri a fost găsit cadavrul unui nou născut. Mai multe detalii vedeți în jurnal. 10 instituții în carantină, 187 de elevi, dar și aproape 200 de profesori testați pozitiv la COVID-19. Ministerul Educației a prezentat situația epidemiologică din școli la 2 săptămâni de la începutul anului de învățământ. Dacă nu-i stă bine în centrul orașului, o fi bun pentru grădiniță? Pavajul demontat din fața clădirii guvernului a ajuns în curtea unei instituții preșcolare din capitală. Un nor de fum negru a învăluit astăzi pe la orele amiezii centrul Chișinăului, unde a avut loc incendiul, vă spunem la știri. Trupul neînsuflețit al unui nou-născut a fost găsit pe linia de sortare a gunoaielor de către angajații unei uzine de reciclare a deșeurilor din sectorul Ciocana al capitalei. Informația a fost confirmată pentru noi de ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati. S-a stabilit că pruncul se afla în stare de putrefacție. Cadavrul pruncului a fost îndreptat la centru de medicină legală pentru a fi efectuate analizele necesare și stabilite cu exactitate cauza decesului. La fața locului s-a deplasat grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Ciocana și un medic legist. Pe acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a identifica femeia care a dat naștere copilului. Oamenii legii au inițiat o anchetă pe cazul nunții fiului premierului, organizată în 28 august la o vinărie aflată la 30 de kilometri de Chișinău. Despre asta a anunțat ministrul afacerilor interne, Pavel Voicu, în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit lui, în ziua nunții, mai mult de 50 de persoane au semnalat încălcarea măsurilor stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică și au solicitat intervenția poliției. Ministrul afacerilor interne, Pavel Voicu, susține că ancheta a fost inițiată după ce cazul a fost raportat la serviciul 112. A fost format 112 de către persoane stabilite de noi, unde au anunțat că are loc o nuntă și sunt mai mult de 50 de persoane. Noi am înregistrat acest caz, la moment se află încă în examinare. Am discutat și cu administratorul și cu chelnerii, cu bucătarii. Suntem în desfășurare anchetei. Printre cei care au solicitat intervenția poliției la 112 este și reporterul nostru, care a încercat să se deplaseze spre vinărie, însă a fost oprit de ofițerii de pază care au îngrădit drumul pe o rază de 1 kilometru. Atunci unul dintre operatorii serviciului de urgență ne-a spus că organizarea ceremoniilor este permisă. Mai târziu însă un alt operator a recunoscut că acest lucru este interzis. Cum se permite? Se permit nuntele, restaurantele deschise și da, dar aici e vorba de mai mult de... Și nu numai acolo se face nuntă. Este tot se face azi nuntă. Nu este interdicție. Da, dar prim-ministru a spus că doar... Prim-ministru a singur sansurat fiică, domnul. După mai multe încercări, reporterul nostru a semnalat încălcarea. Însă după 2 ore de așteptare, poliția nu a mai venit la fața locului. În cadrul aceleiași emisiuni, Pavel Voicu a menționat că a discutat la acest subiect și cu premierul Ion Chicu, care i-a spus să acționeze conform legislației în vigoare, iar în cazul în care vor fi depistate abateri, să-l informeze. Precizăm că în data de 28 august, în plină pandemie de COVID-19, a fost organizată nunta fiului lui Ion Chicu, asta chiar dacă anterior premierul anunța că evenimentul ar putea fi anulat. În ziua când a avut loc ceremonia, drumul din preajmă a fost împânzit de angajații Serviciului Protecție și Pază de Stat. Ulterior, în spațiul public a apărut și imagini video cu primul dans al mirilor. Evenimentul dat a stârnit critici din partea politicienilor și a cetățenilor.
Deputatul PAS, Radu Marean, a sesizat Procuratura Generală, motivând că oficialul ar fi folosit abuziv ofițierii SPPS în asigurarea pazii la un eveniment privat. Ulterior, prim-ministrul a recunoscut că a marcat căsătoria băiatului, dar a precizat că a fost o masă de sărbătoare, unde au fost prezenți doar unchii și mătușile Mirelui. Deși sondajele arată că ar exista doi favoriți pentru accederea în turul 2 al alegerilor prezidențiale din această toamnă, nimic nu e sigur și lucrurile ar putea să se schimbe pe parcursul campaniei electorale. De această părere sunt analiștii politici Ian Lisnevski și Corneliu Ciurea, care au vorbit despre viitorul scrutin prezidențial în cadrul emisiunii Moldova Zi de Zi. Cei doi au menționat că aceste alegeri au o miză importantă, inclusiv în eventualitatea unui scrutin parlamentar anticipat. Deși se prefigurează o bătălie între Maia Sandu și Igor Dodon pentru fotoliul de președinte, analistul Ian Lisnevski consideră că ar mai fi cel puțin doi candidați, printre care și Violeta Ivanov, propusă de partidul Șor, care ar putea emite pretenții. Mai mult, acesta consideră că Ivanov este singurul concurent real al lui Igor Dodon pe ieșichierul de stânga, iar faptul că formațiunea pe care o reprezintă are o structură teritorială bine dezvoltată, o avantajează în fața altor candidați. Pe stânga noi vedem doi candidați, este vorba despre domnul Igor Dodon și despre candidatul Partidului Șor. Deci aici vedem cum Partidul Șor mai mult concurează cu Partidul Socialiștilor, mai mult ca atât acestea două partide, de fapt sunt clasice partide cu structuri teritoriale. Asta este foarte important pentru orice partid. Da. Ce poate da dividende politice și candidatul. Adică orice candidat poate să aibă un rating destul de mare având această structură. Și comentatorul Corneliu Ciurea consideră că deocamdată nu este nimic bătut în cuie în această campanie electorală. Potrivit lui, și alți candidați au șansa să avanseze în turul 2, iar pentru a nu le oferi ocazia de a-i fura din electorat, Igor Dodon a decis să nu participe la dezbateri, preferând să se întâlnească direct cu alegătorii săi. Întâlnirile cu contracandidații care ar putea să-l provoace, care ar putea să-l împiedice, să-l jeneze, să-l incomodeze, sigur că nu-l favorizează sub nicio formă. Domnul președinte, cel puțin în primul tur, vrea să aibă un parcurs liniștit, dialogul să-l poarte doar cu alegătorii și să nu să se expună riscului unui atac la baionetă sau unor lovituri sub centură din partea electorală care ar putea să-i prejudicieze imaginea. Am încercat să obținem reacția președinției la declarațiile făcute de Corneliu Ciurea în cadrul emisiunii Moldova Zi de Zi, însă purtătorul de cuvânt al șefului statului, Carmen Alupei, nu a răspuns la telefon și nici la mesajele noastre. Cei doi analiști au mai menționat că acest scrutin prezidențial este important inclusiv în eventualitatea în care vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, iar formațiuni precum Partidul Șor sau Partidul Nostru vor putea concura pentru a treia forță politică din țară după PSRM și PAS. Alte 527 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate astăzi, dintre care 5 sunt de import, 2 din Turcia și câte un caz din Italia, Cipru și Germania. Printre cei care s-au îmbolnăvit se numără și 32 de lucrători medicali. Astfel, bilanțul celor testați pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la 43.734 de cazuri. Datele mai arată că 564 de pacienți sunt în stare gravă, iar 38 sunt conectați la aparate de respirație asistată. De asemenea, alte 14 persoane au pierdut lupta cu virusul periculos, printre care și un asistent medical în vârstă de 70 de ani care activa în cadrul policlinicii din orașul Bender. Până acum, 34 de angajați din sănătate au decedat în urma complicațiilor provocate de COVID-19. La doar 2 săptămâni de la începerea noului an de studii, 187 de elevi și 173 de profesori au fost testați pozitiv la COVID-19. Datele au fost prezentate de Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, în cadrul unei conferințe de presă. Chiar și în aceste condiții, autoritățile susțin că situația în instituțiile de învățământ este stabilă.
Astăzi vreau să vorbesc de câteva... Potrivit lui Igor Șarov, în prezent 10 instituții de învățământ și 171 de clase se află în carantină. De asemenea, circa 5.000 de elevi sunt plasați în autoizolare, dintre care 187 au fost depistați pozitiv la coronavirus. Cadre didactice confirmate pozitiv 173, cadre didactice în autoizolare 288, personal nedidactic și auxiliar confirmat pozitiv 40, personal nedidactic și auxiliar în autoizolare 118. În ceea ce privește situația din grădinițe, ministrul a anunțat că din totalul celor 1.398 de instituții de educație timpurie activează puțin mai mult de jumătate, mai exact 738. Restul nu sunt pregătite să-și deschidă ușile pentru copii. Instituții închise în carantină 2, copii în autoizolare 113, copii confirmați pozitiv 2, cadre didactice confirmate pozitiv 47, cadre didactice în autoizolare 113, cadre nedidactic și auxiliar confirmat pozitiv 26 și personal nedidactic și auxiliar în autoizolare 82. Chiar și așa, oficialul susține că situația este stabilă. Începerea școlii nu a dus la o creștere majoră a numărului de infectări, numărul de infectări fiind aproximativ egal cu rândul populației generale, comparativ cu populația școlară. Aceste date ne arată că cel puțin până acum școala nu a fost o sursă de risc mai mare decât au fost activitățile celor neimplicați în procesul educațional. Ministrul Igor Șarov a mai precizat că instituțiile de învățământ primar și secundar general sunt dotate cu peste 38.000 de unități de tehnică digitală, dintre care peste 32.000 sunt utilizate în scopuri educaționale. Acest număr, spune oficialul, nici pe departe nu asigură totalul necesar. În alt context, Șarov a mai spus că părinții nu sunt obligați să colecteze bani pentru procurarea dezinfectanților și soluțiilor de igienă. Peste 170 de clase sunt plasate în carantină, iar autoritățile dau asigurări că elevii nu au întrerupt procesul de studii și continuă să învețe pe online. Responsabilii din domeniul educației nu au o statistică deocamdată despre copiii care nu dispun de tehnică digitală și câți dintre aceștia nu au acces la internet. Între timp, familiile din localitățile rurale susțin că studiile de la distanță sunt o povară atât pentru elevi care se plâng că nu însușesc materiile, dar și pentru părinți care nu pot să le asigure acestora câte un calculator sau un gadget pentru fiecare. Ina Paiu din satul Dușmani, raionul Glodeni, este mamă a 4 copii. Femeia susține că în primele 2 săptămâni de la începutul noului an de studii, dar și cele 2 luni în care învățământul s-a desfășurat online, a fost o perioadă dificilă pentru întreaga familie. Nici nu sunt de acord să fac lecțiile așa online. În primul rând, mie mi-a fost greu că un copil stătea într-o cameră, unul în altul și pe asta mică trebuia să o țin, să nu le deranjeze. Eu asta încă mai mică, în brață, nu știu, era... Nu a fost tare greu. Mama susține că o altă problemă ar fi lipsa unităților de tehnică digitală pentru a le asigura tuturor copiilor acces la studii online, dar și lipsa banilor pentru procurarea gadgeturilor. Aveți pentru toți calculatoare? Nu permitem pentru toți. Nu. Telefonul meu și un calculator. Și... fac fetele lecțiile. Ionela Paiu este fiica cea mai mare și studiază la Colegiul de Pedagogie din municipiul Bălți. În primele 2 săptămâni a fost nevoită să învețe de la distanță, lucru care i-a creat incomodități. E bine când ești în fața profesorului, ești în clasă, în bancă, în locul tău și profesorii în față și îți explică. Adică eu, nu știu, eu una online nu prea m-am descurcat, nu zic că nu, dar nu e bine una. Și cei mai mici, pentru care grădinițele nu și-au deschis deocamdată ușile, sunt nerăbdători să frecventeze instituțiile preșcolare. De când stau în fața televizorului, au cam uitat de poezii, spune mama acestora. Spune poezii și interi cu mama. Nu mai ne învață atât cu poezii, poezii. Poezii atâta. Nu-ți mă lasă nimeni.
Experiența orelor predate la distanță la sfârșitul anului școlar 2019-2020 a scos la iveală mai multe probleme, spun autoritățile. Aproape 30.000 de elevi și circa 3.000 de profesori din țară nu au dispus în acel moment de calculatoare sau tablete electronice necesare pentru procesul educațional pe timp de pandemie. În același timp, conexiunea la internet în unele sate a fost sub nivelul necesar. Potrivit datelor actualizate ale Ministerului Educației, peste 1.000 de profesori din țară nu au competențe digitale. Republica Moldova se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 13 ani. Din cauza lipsei precipitațiilor, zeci de lacuri și râuri din țară au secat, susțin hidrologii. În timp ce agricultorii se plâng că roada le-a fost compromisă, guvernul a decis să le ofere dreptul de a utiliza apele subterane în procesul de irigare. Hotărârea este criticată însă de ecologiști, care avertizează că riscăm să rămânem fără rezerve de apă, dar și solul va fi compromis. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului susțin că nu toți fermierii vor avea acces la apele subterane. Hidrologii bat alarma și spun că seceta hidrologică a atins cote alarmante în acest an. Lipsa precipitațiilor a dus la secarea cel puțin 30% dintre râurile și lacurile din țară, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod portocaliu de secetă hidrologică valabil în bazinul inferior al râurilor Răut, Bâc, Botna, Cugâlnic, Ialpuc și Cahul. Situație gravă din punct de vedere hidrologic și meteorologic, deoarece lipsa precipitațiilor contribuie major la acumularea acestor resurse de apă în râurile și lacurile din Moldova. Cei mai afectați sunt totuși agricultorii. Sergiu Spinei din satul de la Cău, raionul Anenii Noi, spune că din cauza secetei, roada de legume i-a fost compromisă în proporție de 80%. Bărbatul susține că o soluție salvatoare ar fi irigarea culturilor, însă sistemul de pompare a apei din Puhăcenii de Sus, care acum 30 de ani aprovizionat circa 25.000 de hectare din mai multe localități, acum este distrus, iar lacurile aflate în preajmă au secat. S-a furat absolut tot, s-a deteriorat și pur și simplu s-a nimicit. Iată și acum noi trebuie să restabilim toată situația asta și nu știm cum. Ați văzut singur că iazurile sunt secate. Aici se află unul din bazinele sistemului apa căruia era destinată pentru irigarea a circa 1.000 de hectare pentru teren agricol. Acum, după cum vedeți, totul este uscat aici în jur și au crescut chiar și copaci. Gospodarii de la sate s-au plâns că și ei au avut de suferit din cauza lipsei precipitațiilor, iar fiecare s-a descurcat cum a putut. Oamenii, da, ori ploaie de la... dacă nu-i de sus, nu avem ce facem. O dăm grădin de la... din avem apă trasă, dar dacă nu-i de sus, e greu, da, lumea se jelă cum... Sește a fost pentru mine, a fost sește. Nu poți nici cartofi și așa foarte puțin și sește. Da, apă burcută este, da. Pur și simplu nu prea vrem să udăm cu apă burcută. Pământul care mă să udăm noi, dar puțin. Pentru a diminua consecințele provocate de secetă, luna trecută guvernul a aprobat un proiect care le oferă producătorilor permisiunea să utilizeze apele subterane în procesul de irigare. Decizia este însă criticată de ecologiști și agricultori, care spun ei, timp de 7 ani, au încercat să blocheze o astfel de inițiativă, care va avea efecte dezastruoase. Irigarea cu apă de subteran, accentuez, va distruge, așa cum au spus specialiștii de la Academie de Știință, savanții, experții în domeniu, va distruge solurile noastre, le va acoperi cu sare, deși solurile vor deveni solonețuri, solonceacuri. Acest lucru va face imposibilă practicarea oricărui tip de agricultură. Păi, dar nu, e un sistem pur și simplu nu-i logic, nu-i corect. Nici un om în viață cu apă subterană de la 200 de metri, făcând o apă artizană, nu se poate să uzi, să irigi, să ai roadă, să ucide toată roada. Apa se poate lua numai din râuri, din iazuri. Reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ne-au explicat însă că nu toți agricultorii vor putea beneficia de apele subterane pentru a-și uda recoltele. Vor primi această permisiune doar cei care vor deține certificate privind calitatea apei și a solului. Este important ca orice apă folosită la irigare să fie folosită autorizat, în baza autorizației de folosință specială a apei la irigare. Deci, în prezent, această autorizație se eliberează de către Agenție de Mediu.
Totodată, pentru a preveni seceta și fără a atenta la rezervele de apă subterane, specialiștii recomandă plantarea copacilor, care vor atrage ploaia, și curățarea izvoarelor. Anterior, președintele Igor Dodon a promis că va permite irigarea cu apă subterană. În context, aproximativ 80 de ONG-uri au cerut moratoriu pe acest subiect. De asemenea, peste 250 de persoane au semnat o petiție în acest sens. Demersul societății civile este susținut și de Academia de Științe a Moldovei și propune efectuarea unui studiu privind rezervele și calitatea apelor subterane. Această problemă a ajuns și în legislativ, unde a fost creată o comisie specială în acest sens, care va identifica cele mai optime soluții. O clădire de pe strada Tricolorului aflată în construcție a fost cuprinsă de flăcări. Trei autospeciale au intervenit pentru a stinge incendiul. Mai multe imagini cu fumul dens care a învăluit centrul capitalei au fost postate pe rețelele de socializare. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașul, focul a izbucnit la etajul 10, iar flăcările au distrus 10 metri de foi de polisterol care erau păstrate pe acoperișul clădirii. Nimeni nu a avut de suferit în urma incendiului. Cauza și circumstanțele vor fi stabilite ulterior. Pajul din preajma guvernului, care era în stare destul de bună, a fost înlocuit cu altul nou. Se pare însă că autoritățile municipale au hotărât să nu arunce pietrele de pavaj vechi. Unde ar putea fi reinstalate acestea, aflați în continuare. În fața clădirii executivului, lucrările de renovare sunt întoi. Pietrele de pavaj, care în opinia multor orășeni mai puteau fi folosite încă mulți ani, au fost scoase, iar acum se instalează pavaj nou. Unii chișinăuieni au apreciat schimbările. Primarul a preluat fotoliul recent și treptat s-a apucat de lucru. El a promis că va repara trecerile subterane, trotuarele și iată a început cu centrul capitalei. Mulți consideră însă că aceste lucrări sunt o risipă de bani publici. Și în parcul afgan au schimbat pavajul care era încă bun pe altul nou. Asta desigur nu are logică, dar e Moldova, țara stranietăților. Ce mai puteți spune? Ce poate fi mai clar? Se apropie alegerile. Asta nu era necesar. Acolo au reparat recent. Recent, pe rețelele de socializare au apărut informații precum că pavajul scos de pe trotuarele străzilor Alexandr Pușkin și Bănulescu Bodoni ar putea fi instalat la grădinița numărul 66 din sectorul Râșcani al capitalei. Reporterul nostru a mers la fața locului, dar i-a fost interzis accesul pe teritoriul instituției de învățământ. Acest lucru nu ne-a împiedicat însă să vedem grămezile de pavaj din curte. Locuitorii capitalei au păreri diferite despre această situație. Dacă au eliminat-o și ca să nu arunce, au așternut-o în curtea grădiniței. Eu cred că e în regulă atâta timp cât e în stare bună. Spălare de bani și mai mult nimic. Cei mai buni copiilor este un slogan doar pe hârtie. În realitate nu e deloc așa. Am rămas cu sloganul, dar și cu realitatea. Ultima perioadă nimeni nu se gândește la oameni, se gândesc doar la cei de la putere, cum să-și umple buzunarele. Aici nici măcar nu e vorba de copii, ci despre faptul că există un cumătru, un frate, un socru și iată la ei se gândesc. Restul nu se știe deocamdată când vor începe lucrările de instalare a pavajului la grădiniță. Contactat pentru un comentariu, șeful Direcției Relații Publice a Primăriei Chișinău, Vasile Chirilescu, nu ne-a răspuns la apeluri. Amintim că renovarea trotuarelor de pe străzile Alexandr Pușkin și Gavril Bănulescu Bodoni este efectuată în cadrul unui proiect de modernizare a centrului istoric al Chișinăului. Costul lucrărilor este de aproape 20 de milioane de lei. Banii au fost alocați de la bugetul de stat la cererea Primăriei Capitalei. Termenul limită al lucrărilor este 14 octombrie, când este sărbătorit hramul orașului.
Alte două localități din raionul Orhei vor beneficia de un sistem modern de iluminare stradală. Este vorba de satele Sămănanca și Stepsoci, unde recent a fost finalizat proiectul realizat de echipa lui Ilan Șor. Oamenii spun că de acum înainte vor fi mai în siguranță pe timp de noapte. Locuitorii satului Sămănanca și cei din comuna Stepsoci, raionul Orhei, vor beneficia de un sistem de iluminat modern instalat la inițiativa echipei lui Ilan Șor. De la mic la mare, oamenii s-au bucurat că s-au aprins luminile și pe străzile din localitățile lor și ne-au spus că se vor simți mai în siguranță. Și mai bine, dacă și luminos, n-a să ne temem, să îmblăm prin sat. Nu vedem nici ziua, dar noaptea, pentru întuneric, ne ghiuzăm din casă. Dar n-a să ne mai primblăm pe noi, pe lumină. Era întuneric, era înfricoșător pentru copii, pentru că ies câini și ei se sperie, iar acum va fi lumină și sper că copiii vor merge cu plăcere acasă. La inaugurare au participat autoritățile locale și raionale, care au menționat că 2020 este declarat anul luminii în raionul Orhei. Următoarele sate care urmează pentru raionul Orhei o să vină să încununeze munca noastră timp de 5 ani de zile, care a fost una suficient de dificilă. Și iată, ne bucurăm de faptul că speranța oamenilor s-a concretizat și se concretizează în continuare în lucruri concrete. Au fost instalați 7.000 de metri de cablu, 22 de piloni noi și 230 de becuri LED. Noi mult timp am așteptat acest proiect și în sfârșit a fost realizat în satul nostru. De la momentul intrării în funcție, am avut foarte multe solicitări că oamenii erau fără lumină. Și uitați-vă că de azi avem niște un iluminat stradal extraordinar, contemporan. Suntem foarte mulțumiți. În acest an, echipa lui Ilan Șor și-a propus să implementeze proiecte de iluminat public stradal în peste 100 de localități din țară, inclusiv în toate satele din raionul Orhei. Până acum au fost aprinse luminile pe străzile a 10 de comune și sate din raionele Florești, Taraclia, Cahul, Fălești, Criuleni și Orhei. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu televiziunea centrală, urmează prognoza meteo. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere! Temperaturi estivale vom avea și mâine, anunță meteorologii. 30 de grade vor fi la Chișinău și Bălți, la Briceni 28. Maximele la Soroca și Florești vor fi de 30 de grade, la Leușeni cu un grad mai puțin. La Orhei sunt prognozate 29 de grade, la Ungheni și Dubăsari cu un grad mai mult. La Tiraspol vor fi 29 de grade, în sud la Comrat și Cahul 30 de grade Celsius. Urmează prognoza pentru alte capitale, soare la București și Kiev cu 29 și respectiv 25 de grade, la Moscova 15. La Londra vor fi 25 de grade, la Madrid și Paris ploi, în termometre 29 și respectiv 27 de grade. Ploi cu descărcări electrice la Roma și 31 de grade, la Berlin și Atena, senin cu maxime de 29 și respective 30 de grade Celsius. Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acord.